Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea dragostei pentru săptămâna 6-12 septembrie 2021. Etalare pentru zodia săgetător, ascendent lună în zodia săgetător. Wow, căzut jumătate de pachet de cărți, dar haideți să vedem mesajele suplimentare. Văd că veți lua... sau veți avea curajul de a spune ceea ce gândiți. Vreți să începeți lucruri noi. Cred că aici apare și foarte multă reținere în a spune ceea ce simțiți cuiva, pentru că nu știți cum va reacționa acea persoană, ca nu cumva să vă refuze cel mai probabil, pentru că apare așa un conflict, discuții în contradictoriu pe care le-ați mai avut și până acum. Și nu știți exact ce să faceți. Cred că o să vă abțineți și o să căutați o soluție în dragoste. Da, văd că cel mai bine, văd că stați și vă gândiți să luați lucrurile cu calm, pentru că dacă vă agitați sau dacă spuneți ceea ce gândiți, ceea ce simțiți la nervi sau pur și simplu nu aveți răbdare să așteptați momentul potrivit, s-ar putea să nu fie ceva care să vă fie pe plac, pentru că apar obstacole, puteți pierde în discuția aceasta și vă creați fel și fel de probleme, dar să știți că cu toate acestea aveți, nu știu, aveți așteptări poate din partea cuiva și obosiți să tot așteptați. Și în momentul în care veți înceta să mai căutați acea persoană, să mai spuneți ceea ce gândiți, ceea ce vă doriți, va veni cu gânduri serioase. Pentru că aici vorbim și de o căsătorie sau de o viitoare căsătorie, de un angajament serios, de o mutare împreună. Faceți și niște cumpărături, poate faceți o surpriză, persoana iubită sau persoana iubită vă va surprinde cu ceva frumos. Bun. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Da, avem din nou cinciul de spade, cavalerul de spade și prințesa de monede. Ceea ce înseamnă că trebuie să luați lucrurile cu calm, să le analizați sau să le reevaluați. Cer scuze. Și să abordați situația, relația, persoana într-un mod diferit, într-un mod total nou. Și lucrul acesta o să vă aducă un avantaj sau o să vă aducă chiar succes. Energia principală, după cum putem observa, este cinciul de monede, care aduce o îngrijorare, o lipsă de interes, sărăcie în sentimente, instabilitate emoțională, nici activitate intimă nu văd în anumite situații. Pare a fi o săptămână încordată. Cred că ajungeți și dumneavoastră la saturație, pentru că tot așteptați, așteptați, nu vine nimic bun în viața dumneavoastră, nu se întâmplă nimic dacă nu insistați dumneavoastră sau dacă nu, da, nu faceți ceva, dar veți fi foarte apreciați pentru ceea ce faceți, nu săptămâna aceasta neapărat. Văd că aveți așteptări din partea cuiva, o persoană care nu vă ia în totalitate în serios, vă iubește, dar apar multe tensiuni în relație, poate fi o lipsă financiară, da? Să aveți bani separați sau să nu vă descurcați și aici să apară fel și fel de probleme. Poate persoana iubită, da, și din mesajele suplimentare, poate aveți o persoană vicioasă sau o persoană care joacă la jocuri de noroc, a pierdut o sumă de bani, pierde o sumă de bani și de aici să apară un conflict, nu știți cum să faceți să scăpați persoana iubită de viciul respectiv. Bine, având în vedere că este o etalare general, vă dați seama că nu se poate potrivi tuturor, dar ar putea fi o variantă favorabilă pentru unii dintre dumneavoastră. Ce provocări vă așteaptă? Aici avem regina de monede. Da, vă doriți stabilitate, vă doriți siguranță, vă doriți respect, înțelegere. Vă dedicați, vă oferiți tot ce este de oferit în relație, dar așteptați ceva. În schimb, posibil să aveți de-a face și cu semne de pământ, taur, picioară, capricorn. Poate faceți și anumite drumuri scurte sau primiți noutăți sau vine cineva în vizită de la un drum și nu prea vă convine pentru că este o persoană risipitoare. Poate vă vin musafiri
Și nu vă face plăcere prezența acestor musafiri? Poate vin invitați de persoana iubită și nu vă convine anturajul în care este persoana iubită și automat apar fel și fel de provocări. Dumneavoastră trageți în dreapta, persoana iubită trage în stânga și apar tensiuni, apar neînțelegeri, nemulțumiri de care vreți să scăpați. Ce bucurii vă așteaptă, ce surprize, avem regele de monede. Vedeți, avem conexiune de suflete pereche. Aici putem vorbi chiar de persoane căsătorite care trec printr-o dificultate în relație, dar văd că apar schimbări. Ce vă surprinde? Un mesaj, o decizie, faptul că se finalizează ceva, faptul că persoana iubită ia lucrurile în serios, că chiar încearcă să vă dovedească că vă iubește și că nu-și dorește să vă piardă. Aici poate fi vorba și de finalizarea unui divorț. Da, n-ați mai suportat să stați cu cineva, ați divorțat și în sfârșit primiți vești bune. Sau se anulează o decizie legată de un eventual divorț. Și lucrul ăsta vă bucură pentru că vă iubiți foarte mult și n-are rost să stricați această poveste de dragoste din cauza unor neînțelegeri, când puteți să schimbați lucrurile. Dacă vor fi sau nu împăcări în săptămâna aceasta, avem judecata. Am mai căzut la o zodie judecata în aceeași poziție. Poate aveți legătură cu zodia respectivă, nu mai țin minte exact la care a fost. Ce pot să vă spun? Ca să fie împăcare, cineva trebuie să ierte și cealaltă persoană să ceară iertare. Aici vorbim de o eliberare sufletească, de o vindecare. Au fost foarte multe răni în relația aceasta, foarte multe lucruri spuse, foarte multe neplăceri, neînțelegeri. Rezolvări vor fi. Este un prim pas spre o împăcare, atâta timp cât cel vinovat de despărțire își va cere iertare, va regreta ceea ce a făcut și nu va mai repeta, bineînțeles. Pentru că, sau în alte variante, poate fi și situația în care dumneavoastră ați depășit momentul, dar nu vă mai doriți împăcarea respectivă, dar aflați de persoana pe care ați iubit-o foarte mult că trece prin ce ați trecut și dumneavoastră la un moment dat, cu el sau cu ea. Dar având în vedere că vorbim de împăcări, de despărțire, da, aici vorbim de o eliberare, de o schimbare radicală, cu șanse mari de reușit atâta timp cât persoana vinovată termină cu minciuna. Da, pentru că văd că aveți de face cu o persoană falsă, care v-a mințit, care v-a trădat, care s-a folosit de dumneavoastră, care s-a jucat. Și dumneavoastră tot ați sperat că persoana se va îndrepta. Dă șanse, dă semne, să știți, dă semne, doar că este un început. Până când se va concretiza, mai durează, pentru că văd că vă pune mult pe gânduri. Nu credeți, pentru că vă răni foarte tare. Pentru persoanele aflate într-un trio amoros avem un 5 de bâte. Un 5 de bâte care anunță un conflict, un pic de agitație în sfera aceasta, gelozie și suspiciune sau nu știu, stați pe gânduri să vă dați seama dacă persoana de care v-ați îndrăgostit vă iubește cu adevărat sau se joacă, sau își bate joc de ceea ce simțiți dumneavoastră, dorește ceva serios pe viitor sau nu. Văd că vă bucură prezența, dar are și o atitudine superioară, lucru care vă dă foarte mult de gândit. De aici poate apărea discuții în contradictoriu, încercați să faceți un echilibru. Sunt sentimente, să știți, doar că vor fi și momente când o să vă evite, poate săptămâna aceasta, sau o să încerce să se eschiveze, să nu se vadă cu dumneavoastră, să nu vă răspundă. Vă invită undeva, dar nu știu, atitudinea acestei persoane parcă nu vă convine, nu vă place. Ia totul așa, în persoană orgolioasă. Posibil să aveți de face și cu semne de foc berbecleu săgetător. Pentru persoanele singure avem un 7 de bâte care duce o luptă. Vă simțiți atacați, simțiți că nu vă găsiți liniște sufletească, că nu veți găsi acea persoană cu care să fiți pentru tot restul vieții. O veți găsi pentru că aveți un noroc. Atâta timp cât luați lucrurile cu calm și nu grăbiți nimic și le lăsați să vină pas cu pas în viața dumneavoastră. Pentru că dacă acordați atenție primului venit, automat veți avea surprize neplăcute, fiind o persoană mincinoasă, o persoană care se folosește. Aici vă trebuie răbdare.
Înțelepciune. Să vedeți unde se greșește, de ce nu aveți noroc în dragoste, peste ce nu ați reușit să treceți, ce anume, ce așteptați de la o persoană iubită, ce ar trebui să vă ofere. Poate trebuie să vă reorientați, să căutați un alt caracter. Sau să vă uitați, da, la o persoană diferită față de ce ați avut până acum. Pentru că aveți și tendința aceasta de a repeta. Nu pot să zic că va fi o săptămână excelentă din punct de vedere sentimental. Spre sfârșit de săptămână văd un pic de noroc la dumneavoastră. Dar va fi o săptămână în care veți acorda atenție la tot ceea ce se mișcă în jur. Și într-adevăr trebuie să fiți atenți la persoanele care se plâng mult de trecut. Că a suferit, că a fost înșelat, că... nu știu, și-a bătut joc de el, de ea. Pentru că persoanele care se victimizează foarte mult s-ar putea să nu fie cele mai bune pentru dumneavoastră. Ceva ascund acolo. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!